Asociația Povestea Mea, care se ocupă cu ajutorarea persoanelor cu probleme sociale, cât și a animalelor abandonate în societate, a postat o fotografie care cu siguranță vă va emoționa, fiind vorba despre două fetițe gemene. Într-o lume în care tristețea și destinul se intersectează adesea, două suflete nevinovate au învățat să se unească în fața provocărilor vieții. Raluca și Roxana, cele două gemene, au fost martorele nefericirii și suferinței de la o vârstă fragedă, dar au găsit puterea de a zâmbi în mijlocul întunericului. Atât de greu pot digera privirea celor două, s-au născut într-un moment în care tristețea s-a așezat la aceeași masă cu destinul lor și au reușit să-și dea mâna. Cele două gemene au uitat să zâmbească, parcă nici nu le înțeleg. De când le-am pășit în curte, am simțit un nod în stomac. Părea că intru în altă lume și la capătul ei zăream durerea. N-au cunoscut copilăria și singura bucurie a fost masa pusă seara, în jurul căreia se puneau toți și se rugau. Raluca și Roxana au un singur destin. La cei 3 ani mi-au oferit o lecție cât pentru o viață. Cu ce vă jucați acolo? Aceeași privire dură. Eram ațintit, iar într-un final nu aveam să primesc niciun răspuns. Își fac păpuși din iarbă, se auzea încet din spatele meu. Mama găsise puterea să răspundă. Raluca a smuls câteva fire, s-a apropiat. Te joci cu noi? Apoi l-am întins către mine. A fost mesajul celor de la Asociația Povestea Mea. Relatează mesajul.ro.